Bine v-am găsit, alături de mine se află un tânăr extrem de talentat care a fost aplaudat până, nu știu cum să spun, n-am un cuvânt care să îl descrie la cât de talentat este. Bine te-am găsit! Bine v-am regăsit! Am aflat că ai fost aplaudat, sala te-a iubit și te-a mai chemat din nou din culise pe scenă. Te-ai așteptat la așa ceva și... Sincer să vă spun, chiar nu m-am așteptat. Așteptam să fiu aplaudat ca toți concurenții, dar chiar așa un succes nu m-am așteptat. Și mă bucur foarte mult pentru asta, că pentru o persoană care este pe scenă e un lucru foarte mare de încurajare, chiar dacă nu e un loc, dar publicul te ține în minte pe mult timp. Așa că... Crezi că vei lua? Sincer să vă spun, da, am venit pentru trofeu, că am mai fost la Mărțișorul Doru Haian cu 2 ani și am luat locul întâi. Și anul ăsta am știut că posibil că nu o să facă, să știu, eram descurajat, adică vroiam să particip un concurs foarte frumos și bine pregătit, din părerea mea, și concurenți foarte buni din alte zone, din România, și foarte fain acest lucru. Tu de unde ești mai exact? Eu sunt din orașul Cernăuți, care aparține acum Ucrainei, dar fac studiile în Iași. De cât timp cânti? Mai serios, m-am apucat să cânt de la 17 ani, de când am dat la facultate, așa, în serios. Dar mai cântam de la 15 ani, am început așa cariera mea muzică, am început de la 15 ani. Și acum câți ani ai? Acum am 21. Cu cine te pregătești? Eu am mai mulți profesori care am avut în spate, și în Ucraina și aici, dar acum sunt studentul... profesorului rectorul universitar de la conservatoriu, Ionuț Urdeș. Târgu, acest festival, numai la el ai participat sau și la alte concursuri? Mai repet. Ai participat numai la acest festival sau și la alte concursuri? Da, mai multe festivaluri. Și ce premii ai obținut? Am locul 1, locul 2, locul 3, trofei, am... Depinde fiecare cum ai prestația ta în fața publicului. Pentru mine nu este un trofeu premiul cel mai mare. Cel mai mare premiu pentru mine a fost că am reprezentat România într-un concurs internațional, Slavianski Bazar. Unde acolo cei mai mari cântăreți au fost în juriu, o sală de 6.000 de locuri, unei orchestră națională simfonică, unei cânți care te acompanează și ai o stare superbă acolo. E ceva... Dar tu ai fost la Mărțișor, nu? Da, mai fost la Mărțișor acum 2 ani. Locul întâi. A fost luat. Sper, dar nu se știe, mai sunt concurenți foarte buni. Este un coleg foarte bun care stă aproape de mine aici, chiar alături, domnul Băgea Ionuț, care e cel mai tare, eu l-am așa îngrijorat. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult pentru interviu. Și eu vă mulțumesc și o seară faină, vă doresc în continuare.